Domnule Naicu, Universitatea Craiova, Haleșer, 2-1. Cum s-a văzut meciul prin ochii antrenorului principal? Din punctul nostru de vedere a fost un antrenament reușit, cu o echipă foarte ambițioasă, o echipă care a încercat să joace și consider că ne-am atins obiectivul acela de a pune în practică tot ceea ce am exersat zilele acestea la antrenament. Și ca urmare, cele două goluri au venit din faze lucrate la antrenament. Ne bucurăm că am debutat cu dreptul și ne dorim în continuare evoluții bune în jocurile amicale. Cât contează o victorie pentru moralul echipei într-un prim joc, într-un turneu amical? Toată lumea spune că rezultatele în meciurile amicale nu sunt importante. Într-o oarecare măsură sunt de acord cu acest lucru, dar ținând cont că, eu știu, victoriile îți dau încredere pentru ce urmează, ținând cont că nu este prea mult timp până începe campionatul, consider că și rezultatul este foarte important și mă bucur că jucătorii au reușit să facă un joc bun și să obțină o victorie astăzi. Mă gândesc că rezultatul e important pentru că au fost două reprize diametral opuse, să spun așa. În prima am fost extrem de ofensivi, am atacat, în a doua am făcut un pas în spate. Împreună cu Daniel Mogoșanu, asta ne dorim, să facem ca jocul echipei noastre să fie un joc ofensiv, să încercăm să recuperăm mingea cât mai sus. Trebuie să admitem faptul că noi nu ne-am modificat programul de antrenament pentru jocul acesta amical, adică să încercăm să fie jucătorii proaspeți. Este un prim cantonament pe care punem baza, în special, pregătirii fizice. Pe undeva este normal, este primul joc și jucătorii vin după acumulări fizice importante. Mazărache, un gol și o pasă decisivă pentru autogolul nemților. A fost omul meciului sau? Nu vreau să nominalizez niciun jucător în acest moment. Noi avem încredere în Mazărache. Ne dorim să fie pariul nostru în acest retur de sezon și până acum s-a prezentat foarte bine, ca și ceilalți jucători, de fapt. După acest prim joc, ați observat și anumite minusuri în cadrul echipei? Adică aveți anumite posturi deficitare? Nu vreau să discutăm acest aspect. Au fost plusuri, au fost și minusuri. Este normal, pentru că tot timpul este loc de mai bine. Vă mulțumesc mult pentru timpul acolo. Cu plăcere.